Partea a doua. Harta limbajului nucleu. Capitolul 6. Nemulțumirea nucleu. Dacă o stare de fapt interioară nu este conștientizată, atunci ea se produce ca destin în exterior. Carl Jung Cuvintele pe care le folosim când vorbim despre grijile și frământările noastre pot spune mai mult decât ne dăm seama. Totuși, puțin dintre noi ne gândim să le acordăm atenție. În acest capitol vei începe să-ți construiești harta limbajului nucleu. Vei învăța să observi seria de indicii pe care o trasează cuvintele tale și care te poate conduce la sursa fricilor tale. Pe acest traseu de cuvinte, nemulțumirea nucleu va fi primul tău punct de oprire. Ar putea fi un cufăr cu comor de o bogăție nebănuită. Nemulțumirea ta, Nucleu, poate chiar să conțină semințele rezolvării pe care o cauți. Trebuie doar să cauți înăuntru. Pentru a ne auzi nemulțumirile, Nucleu, în limbajul de zi cu zi, vom căuta cel mai profund fir de emoție din țesătura cuvintelor pe care le rostim. Vom fi atenți la cuvintele care ne fac să rezolvăm. Emoțional, rezonăm emoțional cel mai puternic. Uneori este vorba despre o frică care ne ține captivi. Alteori este aspectul urgent al unui lucru cerut sau solicitat. Alteori este doar o mare durere. Ori de câte ori Bob, un inginer proiectant de structuri de rezistență în vârstă de 52 de ani, se simțea anxios și singur, el se plânge așa. De ce întotdeauna toți mă părăsesc? De ce nu sunt destul de bun pentru ei? Uneori auzim cuvinte sau fraze care par să aibă o viață proprie. În plângerile ei, Joanne susține că mama ei mereu a spus despre ea că este dezamăgirea abjectă a familiei. Nemulțumirea ei principală este că ea și mama sa nu au fost apropiate și, ca distanță, și și că distanța și cuvintele grele dintre ele au fost sursa mariei dureri și a golului interior pe care îl simte. Dând la o parte straturile de durere transgenerațională, ea a înțeles că bunica ei și nu ea era cea care se simțea ca o dezamăgire a familiei. Povestea sună așa. Bunica avea 15 ani când s-a îndrăgostit de un bărbat însurat din micul sat irlandez în care trăia. A rămas însărcinată, iar bărbatul a refuzat să-și asume responsabilitatea pentru cele întâmplate. Alungată de acasă, bunica a trăit în rușine tot restul vieții, făcând curățenie prin casă și crescându-și singura, unica fică. Bunica nu s-a căsătorit niciodată și niciodată nu a scăpat de sentimentul că, având un copil din flori, a abătut rușina asupra familiei. Chiar dacă acele cuvinte de dezamăgire abjectă nu fusese prostite niciodată de către bunică, ele rezonau în toate cele trei femei. Bunica trăise aceste cuvinte când fusese alungată din familia ei. Fica sa a trăit aceste cuvinte când a simțit că i-a distrus viața mamei ei pentru că era un copil din flori. Două generații mai târziu, nepoata împărtășea aceleași emoții, simțindu-se ca o dezamăgire pentru mama ei. Când am explorat cuvintele dezamăgire abjectă din nemulțumirea nucleu a nepoatei, acestea i-au adus liniște și înțelegere. Ea a început să înțeleagă că Invectivele mamei ei nu îi fuseseră niciodată adresate ei personal, chiar dacă vorbele erau îndreptate către ea. Acum când le auzea, cuvintele îi trezeau sentimente de iubire și compasiune pentru mamă și pentru bunica ei, pentru viața lor grea din Irlanda în analiza nemulțumirii nucleu, nu ne vom opri doar la limbajul rostit, ci observăm și limbajul corpului somatic sau fizic. De asemenea, acordăm o atenție specifică simptomelor și comportamentelor care se manifestă în mod idiosincretic, sincratic sau neobișnuit. În exemplu care urmează, Carson, un pompier de 26 de ani, își exprimă sentimentul de frică atât fizic cât și verbal. Carson avea 24 de ani când s-a izbit cu mașina de un parapet lateral și a fost cât pe ce să se răstogolească într-o prăpastie. Instantaneu, el a recapătat controlul asupra vehiculului și și-a continuat drumul în siguranță ajungând la destinație. De a dispărut sentimentul de control asupra propriei sale vieți. Din acea zi, Carson a suferit atacuri de panică. Pe lângă senzații de frisoane și amețeli în acele clipe, el avea sentimentul clar că dacă ar muri în acel moment, viața lui nu ar fi însemnat nimic. Mai exact, cuvintele nemulțumirii lui nucleu erau acestea. Dacă mor, nu las nicio moștenire în urma mea. Nimeni nu o să-și amintească de mine. O să dispar pur și simplu, ca și cum n-aș fi existat vreodată. Nu o să las în urmă nicio amintire bună. Ciudățenia regretelor lui Carson consta faptul că ele aparțineau unui bărbat de 26 de ani. Viața lui Carson abia dacă începuse și iată-l, văicărindu-se deja că după o viață întreagă plină de regrete ceva era în mod clar în neregulă. Când examinăm cuvintele unei nemulțumiri nucleu, abordăm implicit un credit cuvintelor. Dar nu acordăm întotdeauna același credit, ci contextului. De cele mai multe ori, cuvintele ca atare sunt adevărate pentru cineva, dar nu obligatoriu pentru noi. Ca să descoperim cine este acel cineva, e necesar să aruncăm o privire în spatele cortinei, în istoria noastră. Familială. Pentru Carson, acel cineva care lipsea era tatăl lui. După un divorț furtunos de mama sa, tatăl lui Carson i s-a cerut să renunțe la drepturile sale părintești, care la acea vreme Carson avea patru ani. După un lung război fără succes pentru dreptul de custodie, tatăl a cedat până la urmă. Carson nu avea să-și mai vadă niciodată tatăl. Pe lângă faptul că mama lui vorbea cu dispreț despre tatăl lui, Carson a fost și înfiat de noul soț al mamei și a primit numele acestui bărbat nou. Să ne întoarcem însă la limbajul nucleu al nemulțumirii nucleu al lui Carson. Nu voi lăsa nicio moștenire în urma mea. Nimeni nu-și va aminti de mine. Voi dispărea complet, ca și cum n-aș fi existat vreodată. Povestea lui Carson capătă acum o altă lumină fuzionat cu realitatea tatălui lui de a-și fi pierdut moștenirea vie pe fiul său, Carson găsise o modalitate deghizată de a se conecta cu tatăl absent. Împărtășea sentimentele experienței dureroase a tatălui lui, temându-se că avea să dispară. După ce a descoperit sursa nemulțumirii sare în nucleu, Carson a decis să afle unde stătea tatălui și să rea legătura cu el lui se mutase într-un alt stat și avea trei copii cu o a doua sa soție, dar a fost încântat să afle vești de la Carson. Golul lăsat de pierderea primului său fiu cu 20 de ani în urmă rămăsese viu în el. Sfredelind fără încetare în inima sa, cum avea să-i spună el lui Carson, ceva palpabil, dar ascuns în profunzime, rămăsese și în Carson. Era iubirea față de tatălui. Cum spune un proverb, istoria este scrisă de învingători, pusă în condei de cei care au rămas după luptă, ca să o spună. Indiferent cât de strâmbă și părtinitoare este însă istoria, mulți dintre noi ar are ori ne putem întreba și ne punem întrebarea cum ar arăta istoria dacă ar fi povestită de cealaltă parte. În cazul lui Carson, mama lui ieșise învingătoare, iar tatălui fusese învinsul din perspectiva faptului că el nu fusese prezent să-și crească fiul. Amândoi părinții se luptaseră pentru custodia fiului lor, dar, din motive necunoscute, tatălui pierduse lupta. Carson și-a dat seama că toți anii de lucruri negative pe care mama lui se spusese despre tatălui înfășurase ca într-un văl amintirile lui vechi despre el. În următoarele luni, Carson și tatăl lui și-au creat noi amintiri. Făcând câteva drumeții cu cortul și mergând la pescuit în munți unde mergea adesea când Carson era copil. În acest timp, atacurile de panică au dispărut complet. Tatăl și fiul au început să făurească împreună o nouă moștenire care avea consistență. Iată acum primul exercițiu scris. Pregătește-ți pixul și hârtia sau caietul și să începem. Exercițiul descris numărul 1. Analiza nemulțumirii nucleu. 1. Concentrează-te pe problema cea mai presantă din viața ta prezentă. Poate fi o problemă legată de sănătate, serviciu, relație. Orice temă care stulbură senzația de siguranță, pace, securitate sau bunăstare. 2. Care este cel mai profund aspect pe care vrei să-l vindeci? Poate fi o problemă care simți că te copleșește, poate fi un simptom sau un sentiment pe care l-ai avut întreaga viață. 3. Ce vrei să vezi că se schimbă? 4. Nu te cenzura. 5. Scrie ceea ce este important pentru tine. 6. Scrie așa cum îți vine. De exemplu, ai putea avea o temă că ți se poate întâmpla ceva cumplit în viitor. Nu contează. Continuă să scrii. 7. Dacă nu-ți vine nimic în minte, răspunde la următoarea întrebare. Dacă sentimentul, simptomul sau afecțiunea pe care o ai nu va dispărea niciodată, ce îți este teamă că ți s-ar putea întâmpla? 8. Nu continua să citești. Mai departe, până când nu ai scris care este cea mai mare grijă a ta. Acum recitește ce ai scris. În timp ce citești, nu te adânci într-atât în lectură încât să fii absorbit de mesaj. Nu te lăsa prins în cuvinte sau sentimente. Scanează la suprafață fără să simți emoțiile. Caută cuvintele sau expresiile care ies în evidență prin aspectul lor neobișnuit. De exemplu, care sunt cuvintele sau expresiile pe care le folosești cel mai frecvent sau, din potrivă, pe care nu le-ai spus niciodată înainte de acest exercițiu. Ce părți de vorbire par să-ți sară în ochi? Ce expresii se cer observate? Acum citește din nou, dar de data asta citește-ți ție cu voce tare ceea ce ai scris. Încearcă să asculți într-un mod diferit, lipsit de emoție. Eu numesc acest tip de ascultare o ascultare cu meta-urechea sau ascultarea cu cea de-a treia ureche. Care cuvinte sau propoziții au ceva presant în ele? Care cuvinte au o rezonanță emoțională? Care cuvinte îți dau un sentiment straniu sau ieșit din comun? Care cuvinte par să nu se potrivească în întregime în contextul experienței tale de viață? vezi dacă poți să asculți ce ai scris, ca și cum ai asculta pe altcineva. Poate că acele cuvinte chiar aparțin de fapt altcuiva, iar tu pur și simplu le-ai dat glas. Poate acele cuvinte aparțin cuiva din familia ta care a fost traumatizat și nu le-a putut rosti cu voce tare. Poate că prin nemulțumirile tale tu spui povestea acelei persoane. Așa cum Carlson exprima angoasa tatălui său. Ascultă cât de profund poți, până când simți că te agață ceva din ceea ce ai scris. Prin acest tip de ascultare putem să ascultăm dincolo de poveste, ca să scoatem la lumină esențialul. Dacă te prinzi în elementele esențiale și emoționale ale poveștii, se poate să nu observi nemulțumirea nucleu. Iată cum scrie și descrie Burt Hellinger acest tip de ascultare. Voi descrie ce se întâmplă când lucrez cu cineva. Persoana cu care lucrez îmi spune ceva despre ea, iar eu ascult doar pe jumătate. Nu vreau să aud exact ceea ce spune sau să știu cu exactitate ce spune. De aceea nu ascult atât de atent încât să trebuiască să mă concentrez ce mai degrabă doar atât cât să pot în același timp să îmi mențin privirea asupra imaginii de ansamblu. Apoi deodată rostește un cuvânt, un cuvânt care mă alertează. Brusc din tot ceea ce mi-a povestit apare un cuvânt care îmi vorbește. Acest cuvânt are energie, și fără a ști exact ce urmează să fac, știu că acesta este locul în care pot să fac ceva. Dacă permit acelui cuvânt să mă afecteze pe dinăuntru, îmi dau seama care sunt oamenii de care este nevoie pentru o rezolvare. Sandy, o să mor. Urmărește acum modul în care disecăm nemulțumirea nucleu a unei femei pe care o voi numi Sandy. Sandy a fost la fel ca și Gerbert, un copil cu o istorie având rădăcini în Holocaust. Fica unui supraviețuitor, Sandy caută ajutor pentru a-și înțelege teama copleșitoare de moarte, astfel că am explorat împreună o parte din limbajul ei. Ea își descria frica afirmând că era o frică nu de moarte în sine, ci de a ști că am să mor, și că nu pot să fac nimic să împiedică asta. Sandy voia ajutor, și pentru frica ei, debilitantă de spații închise, care o împiedica să zboare cu avionul și să folosească liftul, de câte ori se închidea ușa liftului sau avionul se umplea de oameni, se instala o panică profundă. Plângerea ei în nucleu spunea totul: Nu pot să respir. Sandy avea 19 ani când a apărut claustrofobia și senzația că nu putea să respire. Tatăl ei avea și el tot 19 ani când ambii lui părinți și sora mai mică muriseră axfițiați în, asfixiați în camera de gazare de la Auschwitz. Simptomele lui Sandy s-au înrăutățit după moartea tatălui. Deși mie legătura mi se părea evidentă, pentru că am lucrat cu mulți descendenți ai victimelor, Sandy nu făcuse niciodată această legătură. Era purtătoarea panicii cumplite a bunicilor și mătușei ei. Poate că preluase chiar și vinovăția tatălui ei. Să ne întoarcem însă la limbajul nucleu al lui Sandy. Știu că o să mor și nu pot să fac nimic. E clar că așa trebuie să se fi simțit bunicii și mătușa ei cât timp au trăit în lagărele morții și când fusese rămânați către camera de gazare. Odată intrați în cameră, cu toții au putut trăi experiența unei mase de oameni. Atunci, cu siguranță, trebuie să se fie instrat o panică. Conexiunea era acum evidentă pentru Sandy. Panica strămoșilor ei găsise expresie înăuntru ei, cu toate că știuse despre evenimentele tragice din familie, ea nu făcuse până atunci conexiunea cu faptul că ar putea fi purtătoarea unei suferințe care nu îi aparținea ei. În ședința de terapie am cerut lui Sandy să îi vizualizeze pe mătușa și pe bunicii ei, stând în picioare. I-am cerut să vorbească cu ei, când îndrumarea mea, Sandy le-a spus, am fost înspăimântată la fel ca voi și înțeleg această spaimă, nici măcar nu mi-aparține. Îmi dau seama că pe voi nu vă ajută cu nimic să o duc eu mai departe în mine și cu siguranță nu mă ajută nici pe mine. Știu că nu asta am doriți voi mie și știu că vă pasă să mă vedeți atât de axioasă. Ca urmare o să-ți las ție aceste sentimente de anxietate și ție și ție. Lacrimile se strângeau în colțul ochilor, în timp ce își imagina pe cei trei zâmbindu-i și binecuvântându-o să fie fericită. Sandy și-a imaginat acum corpul, cum corpul îi se umple de, de iubirea pe care o transmiteau. În sfârșit, capabilă să identifice sursa exactă a claustrofobiei, Sandy simțea cum se disipează apăsarea fricilor ei. Lorena. Multora dintre noi ne este teamă că ni s-ar putea întâmpla ceva oribil. Această frică apare deseori în nemulțumirile noastre. Lorena avea 19 ani și suferea de anxietate și atacuri de panică în situații sociale. Ea aș descria sentimentul de a fi prinsă într-o capcană și de a nu fi capabilă să evadeze. Nici chiar când era cu prietenii ei. Observase pentru prima dată această anxietate cu trei ani în urmă, cam în aceeași perioadă în care începuse să se lupte cu o infecție urinară. Își amintea cum umblase din doctor în doctor, niciunul dintre medicamentele pe care i le prescrisese nu ajutau să scape. Lorena a spus care era pentru ea cel mai cumplit lucru legat de infecție. Frica ei cea mai mare era că nimic și nimeni nu va putea ajuta. Până la urmă, infecția urinară a trecut, dar anxietatea a continuat. E vreun cuvânt care îți atrage atenția când ascultăm limbajul nucleu al no Lorenei? Ce zici de izolată? Observă cum aceste cuvinte încearcă să ne ducă într-o altă direcție, dincolo de infecția urinară. Pentru moment, să lăsăm deoparte orice gânduri pe care le-am putea avea și despre infecție, și să lăsăm energia cuvintelor să ne ghideze. Lorena se apropia de limbajul ei nucleu, dar încă nu ajunsese la el. Pentru a ajuta să meargă mai în profunzime, i-am cerut să descrie cel mai rău lucru pe care i s-ar putea întâmpla. Când ajungem în impas, în încercarea de a articula cea mai cumplită temere pe care o avem, este adesea util să ne distanțăm câțiva pași și să ne imaginăm care este cel mai rău lucru pe care i se poate întâmpla cuiva, alt cuiva decât nouă. Iată ce a ieșit la suprafață în cazul Rone Lorenei. Care este cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla cuiva, unei alte persoane, nu ție? Să nu aibă succes, să nu fie fericit, să nu fie capabil să facă lucrurile pe care le vrea, să nebunească, să ajungă să trăiască precum un pusnic, să ajungă la spital de nebun și, într-un final, să se sinucidă. Ce, zice de, ce ziceți de aroma acestor cuvinte? Acum să le punem cap la cap și să vedem ce rezultă. Avem un ratat, izolat, nebunește, ajunge la spital, într-un final se sinucide. Te întrebi, poate, de unde vin toate aceste informații? Hai să aflăm. Decojind straturile care învelesc nemulțumirea sa, Lorena a descoperit care este cea mai profundă frică a ei și a început să se învârtă în loc prinsă de sentința ei. Vom afla mai multe despre sentința nucleu în capitolul Sentința nucleu a Lorenei. Voi ajunge ora rată, o să nebunesc, o să ajung la spital. În procesul de construcție a hărții limbajului ei nucleu, Lorena a descoperit și o traumă crucială din istoria familiei. Să deschidem albumul de familie și să lăsăm cuvintele fricii ei, cele mai mari, să ne îndrume. Cuvintele cele mai mari cele mai mari frici poate fi transformat, pot fi transformate într-o întrebare adresată istoriei familiale, care ne duce la următoarea oprire de pe harta limbajului nucleu. Eu numesc acest tip de întrebare, întrebare punte. Iar întrebarea punte a Lorenei este A fost cineva în familia ta care a fost perceput ca un ratat care a ajuns într-un spital de nebun și s-a sinucis? Limpede ca lumina ochilor, bunicul Lorenei, tatăl mamei ei fusese disprețuit și considerat un ratat. Tot timpul intra și ieșea din spital. Până la urmă s-a sinucis în spital. În generația următoare, mătușa Lorelei, sora mai mare a mamei, fusese și ea respinsă de familie. Și ea fusese mai mereu internată. Familia rușinată de comportamentul mătușii vorbea rare ori despre ea, fără să recunoască deschis. Cu toții se așteptau să se sinucidă. Când cineva din familia noastră are o viață nefericită sau o soartă extrem de grea, adesea este mai ușor să-l respingem pe acest membru din familie decât să simțim durerea pricinuită. De multe ori furia este o emoție mai ușor de simțit decât tristețea. Se pare că așa se întâmplase și cu felul în care familia o tratase pe această soră. Așa cum am aflat în capitolul 3, de multe ori soarta membrilor familiei care sunt respinși se repetă. Așa se întâmplase cu bunicul, care fusese respins. Iar următoarea generație, cu mătușa, acum Lorena, era pe cale să facă o tripletă de ratații. Poate fi extrem de greu de făcut doliu după o sinucidere. Membrii familiei sunt adesea supărați pe cel care și-a luat viața. Mai mult, consecințele sinuciderii, rușine, jenă, imagini, datorii financiare, incertitudine, sunt lăsate familiei să se descurce cu ele. Soarta Lorenei era neclară. Când a înțeles că fricile pe care le simțea nu își aveau originea în ea însăși, ea a putut să le, le lase în grija proprietarilor lor de drept. I-am cerut să îi vizualizeze pe bunicu și pe mătușa sa stând în picioare în fața ei. Lorena și-a exprimat în mod spontan sentimentele de iubire autentică față de amândoi. Ea și-a imaginat că ei îi doreau să fie bine și că poate să elimine prin expirație, anxietatea din corpul ei și s o trimită înapoi la ei. A respirat așa timp de câteva minute, spunând că își simțea corpul mai ușor. Le-a cerut amândurora să o binecuvânteze pentru ca ea să poată avea o viață fericită. Reușea să înțeleagă că nu avea niciun rost să fie ea purtătoarea anxietăților lor și că făcând acest lucru nu făcea decât să aducă și mai multă durere în familie. Le-a promis, amândurora că nu va mai suferi și și a imaginat o situație anxioasă viitoare în care, cu ajutorul expirației, avea să le trimită înapoi și ultima rămășiță. După o ședință, Lorena era eliberată de panica care o consumase până atunci. Când sunt întrebat cum se leagă noile cercetări cu privire la neuroplasticitate de experiența mea clinică, mă gândesc adeseori la Lorena. Capacitatea ei de a trece de la o stare predominant anxioasă la una liniștită și echilibrată este o ilustrare via modului elegant în care se poate îmbina istoria familială, personală și conștientizarea din prezent. Dacă facem conexiune cheie și practicăm concentrarea pe imaginile și experiențele noastre vindecătoare, punem bazele unor noi căi neuronale. Vindecarea poate fi apoi surprinzător de eficientă. Busola limbajului nucleu. Uneori, limbajul nucleu din nemulțumirea noastră nucleu e atât de presant, când ne forțează să desgropăm morții familiei pentru a găsi răspunsuri. Totuși, de multe ori, povestea familială pe care o căutăm nu este imediat accesibilă. Mascată de rușine, îngropată în durere sau protejată sub formă de secrete de familie, este puțin probabil ca aceste informații să fie subiect de discuții la cină. Unor știm povestea traumatică din spatele problemei noastre. Doar că nu întotdeauna facem legătura cu experiențele noastre din prezent. Limbajul nucleu din nemulțumirea nucleu ne poate ghida ca o busolă de la o generație la alta de angoase familiale neexplicate. Un eveniment traumatic ne poate aștepta la capătul drumului să ni l reamintim și să-l explorăm, astfel încât să se poată așeza în sfârșit în odihna sa veșnică. Lista de întrebări care urmează ne poate ajuta să dezgropăm o parte din limbajul nucleu. Răspunde la fiecare întrebare cât mai detaliat cu putință. Păstrează-ți mintea deschisă. Nu-ți controla răspunsurile. Răspunsurile la aceste întrebări pot scoate la lumină o conexiune între o problemă din prezent și o traumă din istoria ta familială. Exercițiul scris numărul 2. 10 întrebări care evidențiază limbajul nucleu. 1. Ce se întâmplă în viața ta când a apărut simptomul sau problema ta pentru prima dată? 2. Ce ți se întâmplă chiar înainte să apară? 3. Ce vârstă aveai când a apărut pentru prima dată simptomul sau problema? 4. S-a întâmplat ceva traumatic cuiva din familia ta, cam pe la aceeași vârstă? 5. În ce constă mai exact problema ta? 6. Ce simți în momentele în care îți este cel mai rău? 7. Ce se întâmplă chiar înainte să te simți așa sau să se manifeste simptomul? 8. Ce te face să te simți mai bine sau mai rău? 9. Ce te împiedică simptomul sau problema ta să faci? Ce te forțează să faci? 10. Dacă ar fi ca ceea ce simți sau simptomul pe care l-ai să nu mai dispară niciodată, care ar fi cel mai rău lucru care ți s-ar putea întâmpla? Acum citește ce ai scris. Iată câteva teme care am observat că se repetă în cadrul familiilor. Recunoști vreo una din aceste teme în familia ta? Expresii care se repetă. Apar expresii care apar, care par să nu-și aibă locul în contextul experienței tale de viață. Dacă da, ar putea aparține aceste expresii altcuiva. Vârste care se repetă. Există vreo conexiune între vârsta pe care o ai? Emoții, comportamente și simptome care se repetă. Gândește-te la acea perioadă. Ce anume ți-a declanșat problema sau simptomul? Ce se întâmplă în fundal? Te-a părăsit cineva? Te-ai simțit desconsiderat, respins, abandonat? S-a întâmplat ceva care te-a făcut să simți că ai vrea să, dai, să te dai bătut? Problema sau simptomul tău imită sau recrează o anumită experiență sau situație din prima ta copilărie? Se aseamănă în vreun fel cu un eveniment din istoria familiei tale? seamănă cu ceva ce i s-a întâmplat mamei, tatălui, bunicii? Răspunsurile la aceste întrebări pot scoate la iveală indicii importante pentru dezglobarea conexiunilor familiale. Nemulțumirile și simptomele ca indicii pentru rezolvare Ce calitate speciale sau ce mesaj esențial încearcă să exprime nemulțumirile sau simptomele? Când este privată de la distanță nemulțumirea, privită de la distanță nemulțumirea, poate deveni un mod creativ de exprimare, care te poate conduce spre o finalizare, vindecare, integrare sau poate către o separare de un sentiment pe care l-ai preluat, dar care nu ți-a aparținut. Poate că simptomul sau problema ta te forțează să faci un pas pe care nu l-ai făcut un pas pe care nu-l mai poți ignora. Poate că ți se cere să finalizezi o fază a dezvoltării tale care a fost întreruptă când erai copil. Poate că simptomul sau problema ta recrează o stare de neajutorare care intră în funcțiune pentru a te aduce mai aproape de părinții tăi. Sau din potrivă, poate că simptomul sau problema ta te forțează să crești și să devii independent de ei. Poate că ți este arătat faptul că trebuie să termini o sarcină sau să urmezi o cale pe care ai abandonat-o. Poate că ai ignorat o parte mai tânără sau fragmentară din tine care se exprimă prin simptome. Poate că ai neglijat o, o limită personală care nu mai poate fi trecută cu vederea. Simptomele și nemulțumirile noastre pot să ne conducă și spre repetarea unor relații rupte sau să ne ajute să vindecăm o traumă personală, forțându-ne să ne confruntăm cu simptome și cu sentimente pe care le-am reprimat cu mult timp în urmă. Nu doar că ne oferă înțelegerea unei traume familiale care nu a fost niciodată rezolvată complet, dar ele pot să ne clarifice o vinovăție personală. Nemulțumirile, simptomele și problemele noastre pot funcționa ca niște indicatoare care ne arată direcția către ceva ce este încă nerezolvat. Ele ne pot ajuta să aducem la lumină ceva ce nu putem vedea sau ne pot pune în contact cu ceva sau cineva pe care noi sau familia noastră i-am respins. Când ne oprim asupra lor și le explorăm, ceea ce este nerezolvat poate ieși la suprafață, dând o nouă dimensiune procesului nostru de vindecare. Putem ieși din acest proces simțindu-ne mai întregi și mai compleți.